Bafta! Ne vedem! Pa, pa. Astăzi o să gătesc o budincă de banane cu brânză de vaci. Am ales această budincă pentru că mi iese foarte bună, are o aromă foarte plină și pentru că este desertul preferat al lui Andrei. Irina este expertă în dulciuri și eu acolo nu mă bag și nici nu contest acest fapt. Mie îmi place să mă joc cu carnea. Astăzi o să gătesc coaste la cuptor marinate în cola, apoi scoase, condimentate, băgate la cuptor. L-am cunoscut pe soțul meu la Chișinău. Noi avem o poveste foarte frumoasă. Noi am fost colegi de clasă în clasa a patra. Andrei a fost un an, a stat în școala respectivă, după care s-a transferat într-o altă școală, într-un alt oraș și după care a plecat și în România, la Buzău, unde a făcut liceul și facultatea. No, timp în care și eu am terminat liceul, am făcut o facultate, facultate de drept, și într-o bună zi, o bună cunoștință de-a mea m-a chemat și îmi zice că, uite, există o propunere de parteneriat pentru o colaborare cu Timișoara pe segmentul de educație. Și atunci când am ajuns în Timișoara, am constatat că, de fapt, inițiatorul la toată această poveste este Andrei Strătilă, care... cumva era exact acel Andrei Strătilă din clasa a patra, de la Chișinău. Și am rămas... What? Chiar? No, ne-am revăzut în Timișoara și de acolo a început povestea noastră de dragoste. Andrușa? A? Ai nevoie de ajutor? Nu. Trebuie să-i coriandru. Nu m-am născut nevăzător. Din păcate, vederea mi-am pierdut în urma unui accident rutier, la vârsta de 11 ani. Am fost lovit de o mașină și, practic, din acel an a trebuit să îmi reordonez viața și să-mi găsesc cumva rostul și să merg mai departe, să dau din coate. Cu bucătăria acasă e cel mai comod să gătesc, pentru că la noi, de obicei, toate ostensilele stau la locurile lor și de unde le luăm, acolo le punem înapoi. M-am ars și m-am tăiat și m-am înțepat și am răsturnat tigăi și am făcut tot ce se putea face. Și asta toate au fost lucruri din care am învățat. Când am răsturnat prima tigaie, am înțeles că coada lungă de la tigaia trebuie să fie orientată în așa fel încât să nu atingi cu mâna și să nu răsturni tigaia. La fel, când tai, trebuie să ții degetele într-un anumit mod. Fac acum o salată de conopidă crudă, cum o scot de pe cotor. Preferăm să gătim separat, deși mi-ar place foarte mult să gătim împreună. Am auzit. Și am avut câteva tentative. Cu toate că ea de fiecare dată încearcă cumva să realizeze filmul ăla că gătim împreună și stăm la bucătărie, eu încerc totuși să o fac să înțeleagă că ea așa este mai safe. Pentru că atunci când mă mișc, pur și simplu pot să o lovesc. Dar miroase bine. Public. Da? Gata, am fugit. Prin emisiunea Șef la Cuțite vrem să facem mai multe chestii și, în primul rând, sunt mai multe mesaje pe care vrem să le transmitem. Mesajele sunt și pentru persoanele cu dizabilități, care trebuie să pună mâna și să dea din coate și să devină cât mai independente și să nu îi dădăcească lumea la nesfârșit. Poftă mare! Luptăm și noi cumva pentru drepturile persoanelor cu deficiențe, să le ajutăm cel mai mult, să-i încurajăm să fie activi, să iasă din casă și să își obțină ei înșiși drepturile. Ușa? Da. Împingeai? Așa, e foarte bine. Fii atent, aici stai, drept. Baftă. Mersi, mersi. Îmi doresc să trecem împreună mai departe, căci după aia ne întâlnim acasă. Ui, are usturoi. Muică! Are usturoi! Muică! Muică! Uau! Coaste de porc! Uau, mă! Conopidă, mă! Cu maioneză? De ce am eu o pasiune acum pentru conopidă? Nu știu. Nu știu, mai niște probleme și... Dar nu e, nu e, mă, nu cred că e maioneză. E crudă. Da, e salată de conopidă crudă. Crudă, mă? Mhm. Și coaste. Bă, da, a avut timp să facă coastele acum aici?
Deci textura de la conopidă. Dar ce e cu mine, dar nu mă duc în coastă direct. Nu știu. M-ai povestit de conopidă la grătar. Da, mi-a fost poftă de conopidă. Da, am văzut, cred că te-a auzit. Aoleu. Mamă. Da, chiar uite, de asta n-am mai băut de mult. Uite, azi că merge bine. Mamă. Vreau să știi că merge bine. Merge bine, macho, bere, mersi. Miere. Marinat cu miere. Chimion. Nu chimion. De ce încerc eu să-i descoper marinata când intră el și îmi zice care e? Nu cred că o să spună, o să zică că e secret. Dar să arată asta de conopidă de chiar interesantă. Aici, ori o berărie, ori un steakhouse, șef bucătar după undeva. Da. Dar știi că e posibil să nu fie nici măcar român, pentru că un român lângă coastele astea de porc nu ți-ar pune niciodată conopidă crudă. Îmi spunea varză. Da. Varză, ca morcovi. Varză, cartofi, ceva? Da. Știi ce-mi place? Că n-a pus foarte mult usturoi în... Dar ce foarte mult asta. Da, clar. Deci foarte clar. Mișto. Foarte bun. Foarte bun. N-ai cum. N-ai cum. Ușor, hop. N-ai cum, mă. Sorry. N-ai mă cum. Bună ziua. Este bine acolo. N-ai cum, frate, n-ai cum. Lasă, n-ai cum. Hai, mă, n-ai cum. Andrei Strătilă mă numesc. Soțul. Am 32 de ani. Nu. Sunt din Timișoara. Ceva. Născut în Chișinău. Doamne, se poate ferește, doamne. Incredibil. Andrei, ce aveți cu noi azi? Doamne. Ce aveți cu noi astăzi? Cred că e o lecție pe care trebuie să o învățăm, nu? De ce atât aici? Asta e incredibil. Dacă am... N-ai cum așa ceva. Amândoi nu, mă, n-ai. Se concentrează pe 5 rețete. Poate să facă cărciumă liniștit. Liniștit. Băi, liniștit este, da, o cărciumă. Da, liniștit este o cărciumă senzațională. Este o cărciumă plină. Andrei, da. Eu am spus și mai devreme, știi, ne dați ceva așa, cum să zic eu, niște șocuri. Plus o lecție de viață, asta nu se mai pune problema. Când a intrat soția ta prima oară, nu știam ce să fac, nu știam cum să mă comport. Noi suntem foarte lejeri în exprimare și în comunicare. Știi, să nu cumva să fac... să se simtă prost sau să nu arăt prea multă compasiune, să... Adică nu știam cum să vorbesc. După ce am stat de vorbă 10-15 minute, deja, știi, totul este... M-am relaxat, pur și simplu. De-aia acum sunt puțin mai relaxat cu tine. Mai ales că vă o duc și câte o bere. Da, mai ales că câte o bere. Păi am gândit o să fie și un pic de anestezie. Exact, să știi că... Dar trebuia să o trimis cu 5 minute înainte, totuși. Tu bere bei? Eu beau tot ce arde. Dacă soția ta a zis că a lucrat la Banca Națională și e jurist și a făcut dreptul și două mastere și nu se mai oprea de... Tu cu ce te ocupi? Păi, eu la fel am terminat dreptul la Timișoara, da. Am un ONG, cânt profesionist la tobe, învăț programare Java și mă lansez într-un business online. Și cânti profesionist la tobe? Da. După facultate, eu am avut o idee să-mi deschid un ONG. Principalul scop a Asociației pentru Integrarea Persoanelor cu Deficiențe este de a sparge bariere. Țin neapărat ca persoanelor cu dizabilități să, înainte să li se zică nu, să li se dea o șansă. Andrei, da. Noi ne chinuim aici să le explicăm concurenților care vin să facă ceea ce știu ei, ceea ce au mai gătit. Adică să nu vină cu preparate care să zică, astăzi am făcut prima oară acest lucru. Coastele nu sunt un SF-ul pentru mine, nu-s rocket science. Noi le gătim în mod destul de frecvent. Dar ai pus și scorțișoară. Da, scorțișoară, piper, sare. Am uitat, sincer, am vrut să pun câteva boabe de coriandru, dar... În contextul Revoluției Mondiale, deja nu mai bine că nu l-ai pus. Da. Contextul Revoluției Mondiale. Da. Și ăla e foarte periculos. Da, și înainte să le scot cu pensulă, le-am dat un pic cu miere și boia dulce ca să prindă un pic de culoare. Andrei. Da. Am înțeles că voi sunteți de la Timișoara. Da.
Eu am o colaborare la Timișoara cu un restaurant în care chiar fac niște coaste. Așa. Mi-ar face deosebit de plăcere să lucrăm amândoi în bucătărie odată. Cu mare plăcere. Ia ca să vedem, din ce echipă vrea să facă parte? Da, chiar. Din ce echipă vrea să faci parte? Dacă să faci parte? Bun. În general, ador oamenii de la care am ce învăța. Nu contează în ce domeniu îs. Eu aș fi fericit în oricare... Eu am mâncat cel mai mult. Eu am apreciat cel mai mult. Eu am ochelari exact ca ai tăi, cu legii albastră. Și călătesc cu cel mai urât. Nu e adevărat. Dar nici eu nu sunt rupt din soare. Nu sunt rupt din soare, dar nici eu nu sunt rupt din soare. Foarte tare. Deci scoate foarte un nume din gură, hai. Omul care se precepe la coaste, cred că avem ce discuta. Aaa, înțeleg. Cătălin? Da. Schema. Bravo, bravo, bravo.